Gândul reprezintă dimensiunea cea mai ascunsă, necunoscută, misterioasă pe care omul o poate manifesta. Cei mai mulți creștini sunt foarte atenți la ceea ce înseamnă manifestare exterioară a comportamentului lor. Ei se tem să nu fie văzuți când fac ceva rău și știu că este rău ceea ce ei fac. Foarte mulți creștini se tem să fie auziți atunci când spun o minciună sau transmit o mărturie falsă. Însă nu același lucru îl reprezintă atunci când un creștin poate să stea într-o biserică ascultând cuvântul lui Dumnezeu, iar gândul lui să meargă departe, să fie cu totul și cu totul preocupat de altceva. Mai mult decât atât, gândul este considerat ca, datorită faptului că nu este cunoscut de către ceilalți, să nu fie atât de vinovat, considerându-se că dacă oamenii nu cunosc gândurile, nici Dumnezeu n-ar fi preocupat atât de mult să cunoască și să analizeze, mai ales să judece gândul omului. Ca urmare, dacă ești în biserică, prezent fizic, dar cu gândul ești în altă parte, poate să fie ceva care deranjează pe alți oameni, este un păcat prin faptul că împarți ființa ta între Dumnezeu și preocupările tale personale? Până unde poate să meargă această dimensiune duplicitară a relației? Am ales pentru baza biblică, pentru a ne atrage atenția asupra gândurilor, cât de valoroase sunt, cât de importante și cât de mult influențează caracterul relației noastre cu Dumnezeu. Două versete care pot să fie suficiente pentru a ne transmite mesajul de atenționare. Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Domnul a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Inima lui se referă la om, la specia umană. Dumnezeu a văzut. Acest lucru înseamnă că Dumnezeu vede gândurile, le cunoaște, le analizează. Ce face totuși Dumnezeu cu analiza gândurilor pe care le are cu privire la oameni? Aici este în continuare decizia pe care Dumnezeu a luat-o să șteargă specia umană de pe fața Pământului prin potop. Ca urmare, atunci când Dumnezeu vede că întocmirile gândurilor din inima cuiva sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău, nu lasă lucrul acesta fără vreo intervenție. Mai întâi atenționează, așa cum a făcut prin Moise, înainte de potop, apoi oferă posibilitatea unei alegeri de a beneficia de salvarea pe care Dumnezeu o dă, respectând totuși liberul arbitru al fiecărui om. În cartea profetului Isaia este o expresie pe care Dumnezeu o transmite prin profet oamenilor de atunci, dar și oamenilor din toate vremurile. Dumnezeu spune: Eu pedepsesc faptele și nu se oprește aici, și gândurile. Este o diferență între faptă și gând. În timp ce faptele ar putea să lezeze pe semenul meu, să influențeze în mod greșit pe cel care mă vede făcând ceea ce nu ar trebui, în timp ce faptele sunt vizibile și transmit în mod public o atitudine de răzvrătire sau de neascultare față de Dumnezeu, gândurile ar putea să nu lezeze pe nimeni. Sunt gândurile cu care cochetează cineva.
Sunt gândurile necunoscute de către nimeni alții. Și totuși, Dumnezeu consideră în aceeași măsură faptele egale cu gândurile. Cu imaginea aceasta a modului în care Dumnezeu cunoaște gândul și, în consecință, va emite o judecată cu privire la gândurile acestea, vom aborda în ocazia aceasta câteva lucruri. Obiceiurile corecte promovează superioritatea intelectuală. De unde sunt generate obiceiurile? Mai întâi este un gând care este acceptat, este nutrit, naște o faptă și faptele dezvoltă obiceiurile. Ca urmare, valoarea unui profesor respondent pentru educația copiilor cu o influență puternică, valoarea acestui profesor nu depinde atât de mult de calitatea cunoștințelor pe care le împărtășește altora. Mai degrabă, de calitatea modelului de gândire pe care îl imprimă elevilor săi. Probabil că atât ca responsabil ai familiei, cât și ca instructori, calitatea acestei profesii de părinte, de educator, ar trebui să fie modelul de gândire pe care îl vom imprima și cu siguranță vom implica atât copiilor cât și elevilor, seminilor noștri, același model pe care noi îl folosim. Ca urmare, atât cei vârstnici care își îngrijesc nepoții, cât și cei tineri care au responsabilitatea de părinți, au nevoie să-și însușească modele specifice de gândire. Fiecare acțiune, fiecare cuvânt și fiecare gând trebuie să fie aduse în armonie cu principiile divine. Însă, prin orientarea exclusivă a gândirii într-o singură direcție, adesea mintea se dezechilibrează. Aici poate că s-ar naște o întrebare. Chiar dacă singura direcție a gândirii este spre cele cerești, Biblia are o expresie care trebuie să fie înțeleasă foarte bine. Să nu fii prea neprihănit. Lucrul acesta ne sugerează faptul că orientarea exclusivă a gândirii într-o singură direcție, te face să pierzi relația cu semenii și să ai dezechilibru în comportament și în trăire. Imaginați-vă un om care ar trăi toată viața să se roage, renunțând la responsabilitatea de familie, responsabilitatea de societate. N-ar fi potrivit lucrul acesta. Însă, fiecare păcat nutrit diminuează tăria caracterului și mărește puterea obiceiului. Rezultatul este degradarea morală, mentală și fizică. Vorbim aici despre păcate nutrite. Nu vorbim despre păcate accidentale, ci păcate care se hrănesc, care se păstrează, se alimentează, se dezvoltă. Și fiecare păcat mai întâi ia naștere în gând. Tiparele formate în gândirea voastră și în familiaritatea cu păcatul vor face incapabil pe oricine să deosebească răul și binele. Atunci când păcatul devine familiar, când nimic nu este groază, nimic nu mai este scârbos în păcat, atunci nu se va mai face nicio deosebire între rău și bine. Folosindu-se de obiceiurile rele care au fost întipărite în existența ta, satana te va asalta din nou și din nou. Pentru că acele obiceiuri rele, el te-a ajutat să le accepți, ispitându-te
momindu-te să accepți acele lucruri care te-au compromis. De aceea, noi trebuie să ne obișnuim, să exersăm, să ne disciplinăm și să ne educăm în fiecare zi pentru a trăi într-un mod cât se poate de folositor. Obișnuința aceasta de gândire necesită un exercițiu care la un moment dat, la început cel puțin, devine foarte obositor și plictisitor. Dar trebuie să ne obișnuim să ne disciplinăm gândurile, să ne educăm mintea, considerând că avem responsabilitatea să fim de folos celor din jur. Această obișnuință trebuie să fie zi cu zi, doar câte o singură zi, dar în fiecare zi, adică în permanență. Până unde pot ajunge gândurile să influențeze viața și caracterul? Motivul pentru care există atât de puțini oameni care au o gândire profundă, atât de puțini oameni de o valoare autentică și stabilă, în primul rând, este datorită lipsei de respect și de iubire față de Dumnezeu. De ce este atât de importantă această iubire față de Dumnezeu? Pentru că dacă iubești pe cineva, te gândești la persoana aceea. Te gândești cum să fii mai aproape de el, cum să-i faci pe plac. O iubire față de Dumnezeu, dacă ar fi manifestată într-un mod stabil și ar deveni o valoare autentică, gândirea profundă la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, gândirea care se manifestă prin ceea ce Dumnezeu dorește de la tine, ar schimba radical comportamentul datorită influenței pe care mintea ar putea o avea asupra trăirilor, asupra vorbirilor, asupra întregei ființe. Factorul care decide fie lărgirea și dezvoltarea capacității intelectuale, fie pipernicirea și limitarea ei, este determinat de caracterul subiectelor cu care este familiarizată gândirea. Dacă alegi să privești show-uri, dacă preferi să citești sau să participi la discuții care n-au valori, atunci gândirea va fi pipernicită și limitată. Nu este din cauza aceasta prea greu de înțeles de ce unii oameni nu pot să înțeleagă profunzimea înțelegerii spirituale a Sfintei Scripturi. Au o înțelegere superficială, datorită modului în care mintea lor a fost obișnuită cu subiecte de valoare precară. Dacă mintea este preocupată cu studiul cuvântului lui Dumnezeu, capacitatea de înțelegere devine mai vastă. Puterile superioare ale intelectului se vor dezvolta în vederea asimilării unui adevăr înalt și nobilator. Lucrul acesta este o realitate permanent întâlnită în societate. S-au văzut oameni care nu erau cu diplome universitare, dar care aveau o putere de pătrundere a înțelegerii rostului vieții, a înțelegerii diferitelor fenomene sociale, datorită faptului că ei studiau cuvântul Sfintei Scripturi și Duhul Sfânt le lărgea puterea de înțelegere, de pătrundere, de analiză. Nu din cauza aceasta Daniel și cei trei tineri în Babilon au fost dovediți de 10 ori superior față de cei obișnuiți, colegii lor, datorită studiului cuvântului lui Dumnezeu. Lipsa statorniciei și lipsa puterii de voință în luarea deciziilor se manifestă frecvent în caracter și în viață. Aceasta este rezultatul neglijării îndrumărilor sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta? În mod simplu. Prin faptul că știi ceea ce Dumnezeu ți-a dat,
Prin faptul că uneori Duhul Sfânt te-a ajutat să accepti o schimbare, dar ai abandonat această promisiune a lui Dumnezeu. Și ai revenit pe vechiul făgaș al obiceiurilor, al comportamentului. În același fel, față de Dumnezeu, manifestându-te așa, cu puțină putere în voință, același lucru se întâmplă și în relația cu oamenii, în relația cu societatea, în relația cu familia. Hrana minții, ceea ce hrănești mintea, cu ceea ce hrănești mintea, produce o dezvoltare înțeleaptă sau o utilizare greșită. Mintea este afectată într-o mare măsură de calitatea hranei intelectuale. O lectură nepotrivită are ca urmare o educație falsă. O lectură curată și sănătoasă va reprezenta pentru minte ceea ce reprezintă hrana sănătoasă pentru organism. De aceea, mintea nu ar trebui să rătăcească la întâmplare și să se oprească asupra oricărei teme. Nu așa? Obișnuința este să stai în pat și să butonezi cu telecomanda canalele de la televizor. Ce cauți? Nu știi. La ce te vei opri? La ceva ceea ce consider că este potrivit. Apostolul Pavel zice cu totul altceva. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea se va însuflețească. Adică nu te oprești acolo unde consider că este ceva amuzant. Valoarea unei persoane este dezvăluită de caracterul cărților pe care le preferă, de calitatea emisiunilor de televizor pe care le urmărește, atunci când se află în momentele sale de relaxare. Adăugăm și paginile de internet și ceea ce urmărești pe YouTube. Când cuvântul lui Dumnezeu este ignorat în favoarea altor surse care conduc departe de Dumnezeu, atunci educația obținută reprezintă o pervertire a ceea ce înseamnă ea de fapt. Unele cărți dezorientează mintea. Lectura unor cărți produce o imaginație bolnavă. Sunt cărți care slăbesc puterile minții. Ca urmare, ceea ce tu ești nu este nimic altceva decât produsul propriilor tale obiceiuri, care au fost influențate de părinți, de societate, de valorile tale. Obișnuințele greșite, odată înrădăcinate, constituie o putere despotică, duc mintea în robie. Astăzi, Satana stăpânește pe oameni prin poftele pe care le transformă în obiceiuri. Și puterea de împotrivire la poftă este din ce în ce mai mică în măsura în care ea este alimentată. Dacă o minte se prăbușește în nebunie, înseamnă că ani de zile acea minte a fost asemenea unui canal plin de pietriș, plin de reziduri și de plante, prin care se scurge tulbure apă murdară. Lucrul acesta se pare că este din ce în ce mai groaznic. Din ce în ce mai mulți oameni pare că își pierd mintea. Aceasta nu vine din senin și nu este nici măcar consecința unei pandemii, ci este vorba de un obicei. Un obicei de a accepta în minte tot ceea ce poate să intre, tot ceea ce poate vedea, tot ceea ce poate să audă cineva. Obiceiurile dăunătoare în domeniul lecturii sau în domeniul vizionării au asupra creierului un efect similar aceluia pe care obiceiurile nesănătoase în alimentație și băutură îl au asupra trupului. Ca urmare, supra-solicitarea minții poate fi în detrimentul exercițiului fizic. Și lucrul acesta
este iarăși primejdios, mai ales pentru copii. Pentru că se concentrează pe telefon, pe tabletă și exercițiul fizic este diminuat până la absență. De aici, dimensiunile cu gabarit prea mare pentru vârsta lor, obezitatea, își spune cuvântul, datorită lipsei exercițiului fizic. Supra-solicitarea minții cu informații constituie un păcat la fel de mare ca și acela al supraîncărcării organelor digestive cu hrană. Putem vorbi aici despre păcatul lăcomiei. Lăcomie prin care soliciți mintea să devină cât mai plină și la un moment dat capacitatea de stocare nu mai poate să fie funcțională și totul se pierde. O impresie negativă înscrisă în mintea tinerilor nu este doar o urmă trecătoare lăsată pe nisip, ci este o inscripție dăinuitoare dăltuită în piatră. Și acest lucru se poate observa de regulă la ceea ce părinții imprimă în mintea copiilor lor. Are vreo legătură Satana cu gândurile noastre? Întrebarea frecventă este aici, poate Satana să citească gândurile? Nu, doar Dumnezeu le vede, doar Dumnezeu le citește. Însă lucrarea specială lui Satana este aceea de a lua în stăpânire mintea. Cum? Prin a o atrage, prin a-i oferi ceea ce știe că îi place minții fiecăruia dintre noi. În felul acesta, Satana corupe gândirea și stârnește pasiunile. În calitate de ființe morale libere, oamenii trebuie să-și controleze gândurile, orientându-le în direcția cea bună. Ați observat cât de greu este exercițiul acesta de a-ți controla gândurile? Pentru că ele vin în mod obsesiv atunci când este creat deja un făgaș. De regulă, imaginile obișnuite stimulează aceleași gânduri. Este nevoie de un efort suplimentar pe care trebuie să-l facem ca să ne stăpânim gândurile. Nu poți să dormi noaptea datorită gândurilor pe care nu le poți stăpâni. Și gândurile, de regulă, au o influență asupra pasiunilor. Pentru că orice gând naște un sentiment. Și sentimentul acesta este deosebit de valoros sau sentimentul poate să fie dăunător prin ceea ce generează ca act și acțiune în viața cuiva. Sunt oameni bolnavi, mulți oameni bolnavi, din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere mental și bolnavi din punct de vedere moral. Aceasta deoarece atenția lor este orientată aproape în exclusivitate asupra lor înșiși. Egoismul, deși are tendința de conservare, deși se justifică prin faptul că se apără, se protejează, dorește să fie în siguranță, în realitate este dăunător, pentru că devine ca și un lac în care tot ceea ce se adună se va altera, pentru că nu rezistă, ci se descompune. Din cauza aceasta trebuie să avem în vedere faptul că toate gândurile rele pe care le păstrăm au un efect distrugător pentru suflet. De aceea Biblia spune că fiecare gând trebuie să fie menținut într-o atitudine de ascultare și de supunere față de Domnul Hristos. Aceasta înseamnă să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus.
Ca mijloc de apărare împotriva răului, preocuparea minții cu lucruri bune este de o mai mare valoare decât nenumăratele interdicții disciplinare sau legale. Aceasta înseamnă că ceea ce trebuie să avem în vedere este nu atât de mult interdicția de a le mai face, ci compensarea acelor lucruri rele cu ceva ceea ce este bun. Interdicția pentru copii nu va da loc la o dezvoltare corectă a caracterului lor. Un copil este foarte egoist, primește de la părinți, vrea doar el să folosească. Niciodată certându-l sau obligându-l să împartă cu alții ceva, nu va face lucrul acesta și nici nu-și va schimba caracterul egoist și lacom. Cel mai înțelept lucru este să-l ajut pe copil să înțeleagă că unii copii nu au ceea ce ei au primit, ci au mai puține lucruri, dar ar putea să beneficieze și el din ceea ce au ei, în felul acesta făcând schimb. Mai întâi, un copil poate să fie încurajat pentru a face schimb cu unul dintre prietenii lui sau cu unul dintre copii. Și apoi, chiar dacă schimbul acesta este din aceeași sursă a părinților săi, lucrul acesta poate să-l ajute pe copil să înțeleagă valoarea compensării. Trebuie să știm că mintea conduce întreaga ființă. Iar acțiunile, toate acțiunile împlinite de noi, indiferent dacă sunt bune sau rele, își au originea în minte, inclusiv păcatul. Apostolul Pavel spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Există un raport al celor mai ascunse secrete ale vieții fiecăruia? Da. În ceruri este scris tot ceea ce este generat în mintea fiecărui om. Atunci, înseamnă că judecata pe care Dumnezeu o va face cu fiecare dintre oameni nu este decât declanșarea amintirilor, nu doar a faptelor, a vorbelor, a atitudinii, ci și a gândurilor. Și chiar dacă un om moral și-a manifestat viața într-o formă frumoasă, dar a avut o gândire greșită care a motivat tot acest comportament frumos și admirabil, nobil chiar, înaintea lui Dumnezeu, omul acesta va fi învinuit, pentru că motivația faptelor este întotdeauna generată de gând. Satana așa a făcut mereu și astăzi continuă să folosească aceleași mijloace de ruinare a sufletelor. Înainte de a comite un păcat deschis, orice om parcurge un proces pregătitor necunoscut de nimeni. Aceasta înseamnă că orice om are ceea ce se numește o agendă ascunsă. El funcționează după agenda ascunsă. Nimeni nu ți-o citește, pentru că nimeni nu o cunoaște. Doar tu consemnezi în agenda ascunsă ceea ce generează mintea ta, gândurile. Dumnezeu este singurul care cunoaște agenda ascunsă a fiecărui om. De aceea păcatul se naște în gând. Decăderea minții de la stare de puritate și sfințire la o stare de corupție, la imoralitate și la nelegiuire, nu este un fenomen instantaneu. Am studiat, dacă vă aduceți aminte, istoria mântuirii și am surprins acolo cât de lungă a fost lucrarea lui Dumnezeu pentru a-l salva pe Lucifer. El a început cu gândirea, răzvrătindu-se față de Dumnezeu în gândul său. Nu avea curaj să spună ceea ce gândește. Mai târziu însă a început să împărtășească în jurul îngerilor săi propriile gânduri.
Dumnezeu a cunoscut lucrurile acestea. A încercat să-l oprească să gândească în felul acesta. Dar deja gândirea lui era pe un făgaș pe care nu a mai putut să se oprească niciodată. Același lucru se întâmplă cu oamenii care la un moment dat te surprind că sunt altfel. Înainte nu-i cunoșteai așa. De unde s-au schimbat? De la gândurile lor. Și lucrul acesta, chiar dacă este motivat de un anumit eșec, dacă este motivat de un anumit eveniment, realitatea nu este aceasta. Prin îngăduirea gândurilor necurate, omul își poate deforma mintea până acolo încât păcatul, care inițial îi păruse respingător, ajunge să fie o plăcere. Imaginați-vă, la oameni, să vorbim despre Iuda, ucenicul Domnului Iisus, care avea o deosebită plăcere să-L urmeze pe Mântuitorul la început. Dar plăcerea aceea s-a transformat în acceptarea celor 30 de arginți pentru vânzarea învățătorului său. Viețile noastre pot fi conduse de minte sau pot fi guvernate de trup. Aceasta depinde de decizia pe care o ia fiecare în mod personal. Când vorbim despre vieți guvernate de trup, vorbim de plăceri, vorbim de sentimente, nu de gânduri. Dar și sentimentele sunt roduri ale gândirii. Dacă ar fi să aruncăm o privire în relația gândurilor cu familia, probabil că pentru doi creștini, pentru doi tineri care și-au legat viața unul de altul în legătură cu Dumnezeu, gândul că unirea căsătoriei a fost o greșeală nu trebuie să fie nutrit niciodată. Se vorbește în mod ciudat despre incompetență, incompatibilitate în căsătorii. Lucrul acesta îl scoate din discuție pe Dumnezeu. Dacă un soț are caracterul nobil, dacă își păstrează gândirea curată, toate acestea se vor manifesta în cadrul relațiilor de familie. Însă căsătoria nu legitimează domnia necontrolată a pasiunilor păcătoase. Foarte puțini sunt aceia care înțeleg faptul că stăpânirea pasiunilor este o datorie. Cred că actul căsătoriei sfințește îngăduința pasiunilor josnice. Vorbeam atunci când discutam despre porunca a șaptea. Câtă nenorocire vede Dumnezeu în dormitoarele copiilor săi, în relația dintre soț și soție. Acolo unde totul se consideră că este potrivit, datorită pasiunilor josnice, pe care gândirea, influențată de ceea ce se vede la televizor sau în filmele porno, se adaptează în relația conjugală. Legământul căsătoriei, cred unii că acoperă păcate dintre cele mai întunecate. Bărbați și femei își degradează propriile trupuri prin îngăduințe față de pasiuni corupte. Și în felul acesta se coboară la nivelul unor creaturi inferioare. Satana face eforturi imense pentru a implica în practici imorale femei și bărbați căsătoriți, tineri și copii. Nu puțin dintre aceștia s-au complăcut într-o gândire josnică și viciată. Mai întâi în conversații, apoi într-un comportament lumesc. Și când au venit ispitele lui Satana, nu au avut putere morală de a le rezista. Și au ajuns o pradă ușoară din care n-au mai putut să scape niciodată. Satana îl determină pe om să rupă relația care îl leagă într-o unire sfântă și fericită cu Creatorul său. Întotdeauna, Satana lovește în relația dintre om și Dumnezeu. Așa,
Încep pașii pe calea degradării caracterului fiecărui om. Așa s-a întâmplat în grădina Edenului. Când Satan a reușit să o despartă pe Eva de Dumnezeu, prin argumentarea că Dumnezeu n-a spus acele lucruri și dacă a spus, nu i-a dorit binele. În felul acesta, Eva, ascultând mai mult de ispititor decât de Dumnezeu, a devenit o pradă ușoară și sigură în viclenia lui Satan. Odată despărțit de Dumnezeu, pasiunile iau controlul asupra rațiunii. Impulsurile controlează și înlocuiesc principiile. Omul devine păcătos în gândire și în fapte, iar judecata sa este pervertită și rațiunea pare lipsită de putere. Gândurile rele conduc la acțiuni rele. În felul acesta, în creștinul degradat, apare și justificarea păcatului. Cu modele din Biblie, cu exemple din Sfânta Scriptură, cu justificări, cu argumente ale societății. Dar deja realitatea este cu totul și cu totul alta. Este despărțirea de Dumnezeu. Contemplând subiecte înalte, mintea va fi întărită. Întotdeauna omul este produsul propriilor sale gânduri. Iar progresul nostru pe calea curăției morale depinde de o gândire corectă și de o acțiune corectă. Nu este un lucru necunoscut cu privire la faptul că gândurile rele distrug sufletul. Sfânta Scriptură subliniază lucrul acesta. Un duh mâhnit usucă oasele. Iar duhul care este mâhnit este și datorită faptului că nu este împlinită plăcerea autodestructivă. Schimbarea gândurilor întinate cu gânduri curate și înălțătoare este singura soluție pe care Dumnezeu dorește să o ofere. O schimbare prin compensare. Doar așa se poate progresa, indiferent de circumstanțe, indiferent de schimbări sau de necazuri. Prin schimbarea gândurilor întinate cu gânduri curate. Mintea trebuie să învețe stăpânirea de sine. Pentru că din ce în ce mai mult și mai greu, oamenii, datorită lipsei exercițiului gândirii, nu pot să stăpânească gândurile păcătoase. Mintea trebuie educată pentru a fi conducătorul întregei ființe, nu doar a ochilor sau a auzului. Mintea se va ridica la nivelul lucrurilor pe care le cercetează. Nimeni nu poate să depășească o țintă mai înaltă decât și-a propus. Pentru că nivelul de înțelegere urcă sau coboară în raport cu lucrurile care devin familiare minții. Ați citit cu siguranță despre ilustrația aceea care vorbește despre o antilopă care poate să sară mai mult de 7 metri în înălțime. Antilopa aceasta era prizonieră față de un gard peste care ea nu putea să privească. Și datorită acestui lucru, antilopa era liberă în țarc și niciodată n-a putut să scape de lucrul acesta, pentru că în mintea ei, ea nu vedea perspectiva de a se ridica peste gardul acela peste care nu putea să privească. În același fel cum consumul grăbit de alimente la masă, omul care mănâncă repede, va avea daune asupra sănătății fizice. Tot la fel, absorbirea lacomă a tot ceea ce pare să producă plăcere degradează mintea. Pentru că mintea este înclinată să caute plăcere, asemenea unui alcoolic care tânjește după un pahar de alcool. Se vorbește despre dependența gândurilor? Da,
În același fel cum și pofta creează dependență. Mâncarea și băutura pot fi un subiect de gândire exagerată pentru un om. Și atunci când un om se gândește doar la ceea ce va mânca și doar la ceea ce va bea, lucrul acesta arată valoarea lui puțin deasupra sferei în care animalele caută din instinct împlinirea unor nevoi. Are legătură mintea cu sănătatea trupească? Se pare că da, deoarece mintea conduce întreaga ființă umană. Toate acțiunile noastre, bune sau rele, își au originea în minte. Ceea ce făceau oamenii din vremea potopului, Dumnezeu a văzut că era scris în gândurile lor și aceasta în fiecare dimineață. Destul de puțin înțelegem puterea pe care mintea o are asupra trupului. Multe dintre bolile care afectează omenirea își au o origine în minte și nu pot fi vindecate decât prin redobândirea sănătății mintale. Numărul celor care sunt suferinți din punct de vedere mental însă este mult mai mare decât ne imaginăm. Noi credem că sunt doar cei care sunt bolnavi în ospicii sau internați în spitale. Dar imaginația care o ia razna și nu mai poate să fie stăpânită este o călăuză greșită și dacă nu este controlată, poate să conducă la forme severe de boală care se abată asupra celor întristați, de pildă. Ați auzit de oameni care se tem de ceea ce se va întâmpla mâine, dar nu au niciun motiv să facă lucrul acesta. Oameni disperați, oameni dezorientați pentru ceea ce crede că se va întâmpla în curând și n-au soluție de rezolvare. Aceasta este în legătură cu imaginația. Dacă, de pildă, gândești și nutrești gândul acesta și ești convins că o baie te va face să răcești, creierul trimite această informație către nervii din trup, vasele sanguine care se supun comenzii pe care creierul o dă, nu își pot îndeplini rolul, fapt care produce o reacție negativă ca urmare a băii și tu vei răci. Dacă nutrești o teamă continuă cu privire la faptul că alimentele pe care le consumi ar putea să îți facă rău, în modul cel mai sigur, îți va fi rău după ce le vei consuma. Atitudinea de nemulțumire, am vorbit în ocazia trecută, este grav dăunătoare sănătății. Nimeni nu poate aduce mulțumire în sufletul tău, în afară de tine. Și dacă mereu mănânci și te gândești că alții mănâncă mai bine decât tine, lucrul acesta nu face decât să-ți dăuneze grav. Tutunul are efect dăunător și degradează creierul și diminuează capacitatea de percepție, astfel încât mintea nu mai poate discerne cu claritate lucrurile spirituale și îndeosebi adevărurile care înclină să corecteze acest obicei neplăcut. Oameni care au fumat multă vreme, este clar dovedit lucrul acesta, nu pot să înțeleagă profund adevărul clar al Bibliei. Ei au o limită observată, nu doar în înțelegere, cât și în trăire, pentru că tutunul a afectat capacitatea de înțelegere, de percepere și lucrul acesta uneori este ireversibil. Celor care au plăcerea să bea alcool, în mod clar își vând rațiunea pe un pahar de otravă. Satana pune stăpânire pe gândirea și pe simțămintele și pe conștiința lor. Asemenea, oameni păcătuiesc distrugând templul lui Dumnezeu,
Vrând sau nevrând, acceptând sau neacceptând, consumul de ceai verde are același efect ca și alcoolul. Amândouă sunt pe aceeași linie de degradare a gândirii. O alimentație greșită va conduce la o gândire și la o acțiune greșită. Ceea ce mănânci are efect asupra gândului tău. Egoismul este o piedică în calea vindecării. Întotdeauna spuneam că egoismul, deși caută protecție, se justifică prin a supraviețui. Egoismul însă este una dintre cele mai mari piedici în calea vindecării celui bolnav, pentru că tot efortul se concentrează asupra lui însuși. Mulți oameni bolnavi cred că toți cei din jur au obligația de a le acorda simpatie și ajutor. În realitate însă, nevoia lor, a celor bolnavi, este aceea de a-și îndrepta atenția de la propriile lor persoane la cei care sunt mai triști decât ei, la cei care au nevoie să le îngrijească pe aceste persoane. Însă datorită egoismului care se blochează în așteptarea de a primi, îi fac o greșeală și se complac în starea aceasta, deși uneori îi epuizează pe cei care îi hrănesc. Nu-i așa? Domnul Iisus spune, e mai ferice să dai decât să primești. Și lucrul acesta poate să influențeze gândirea noastră, pentru că bucuria dăruirii te face asemănător cu Dumnezeu, care dăruiește fără să accepte și fără să aștepte ceva ca să primească. Bucuria de a-i vedea pe oameni fericiți prin darul lui este divină și ea poate să fie semănată și în sufletele celor care doresc să se asemene cu Dumnezeu. Totul pornește de la nivelul gândirii. În ocazia viitoare, o să ne oprim puțin și o să vorbim despre legile care guvernează mintea. Pe ce principii funcționează mintea cu manifestări pozitive sau negative în gândire?